Vom citi cuvântul din epistola 1 Ioan, capitolul 2, vom citi primele șase versete. Cu îngăduința dumneavoastră să stăm împreună ridicați. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns de sfârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Amin. Vă invit să vă reașezați. Am citit acest, mesaj, acest cuvânt din Epistola 1 Ioan cu gândul să căutăm răspuns la o întrebare. O întrebare, a zice, extrem de importantă pentru fiecare generație și pentru fiecare creștin și pentru noi, aici, astăzi. Întrebarea este: cum putem să știm că Îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu? Ce spunem noi despre noi înșine este important. Mai important este ce spune Dumnezeu despre noi înșine și dacă am putea cumva ce spune Dumnezeu despre noi înșine să auzim în lumina scripturii, atunci parcă răspunsul ar fi mai clar. Cum putem să știm că suntem copii ai lui Dumnezeu? Locul din scriptură pe care l-am citit ne dă câteva răspunsuri. Epistola 1 Ioan a fost scrisă prin Apostolul Ioan într-o vreme de mare tulburare și frământare pentru biserici. Ca de nu știu unde au apărut niște oameni care au strecurat prin adunări și prin familii învățături care nu potriveau cu învățătura apostolilor. Oamenii aceia învățau, spre exemplu, că Domnul Isus nu este Fiul lui Dumnezeu, că nu s-a întrupat, prin asta negau jertfa lui și implicit învierea lui. Rătăcirile și reziile se țineau în lanț în învățătura celor numiți pe atunci gnostici cerintieni. În ce privește moralitatea, trăirea în curăție, acei oameni susțineau în acea vreme că păcate sunt doar faptele care se asociază cu sufletul omului, cum ar fi mândria sau minciuna. Cele care au legătură cu trupul nu sunt păcate. Potrivit acelei învățături, socoteau că adulterul este îngăduit. O puteți închipui cât de mizerabile și îndepărtate de Dumnezeu erau o asemenea învățătură. Dar cum în vremea aceea nu era Noul Testament scris așa cum îl avem noi astăzi, bisericile au simțit nevoia să vină din partea lui Dumnezeu prin apostolii Domnului un cuvânt pe baza căruia să se poată face o deosebire clară între cei care îl cunosc pe Dumnezeu și cei care doar pretind că îl cunosc. Cuvântul acela a fost rânduit să fie epistola unui Ioan. Ea este scrisă ca răspuns la frământările și așteptările Bisericii, care se confrunta acum din interiorul ei cu influența învățăturilor false și a pildelor, pildelor modelelor ele de viețuire. Ne vom uita și noi în această epistolă și vom identifica trei teste pe baza cărora ne vom putea verifica pe noi înșine și nu numai pe noi avem datoria să ne uităm cu un ochi și la aceia care spun că sunt al lui Dumnezeu și ar trebui și pe ei să îi verificăm dacă aparțin într-adevăr lui Dumnezeu sau nu, mai ales pe aceia care ne învață. Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta este foarte riguros. Trei teste. Primul test este legat de învățătură, de crez, de convingerile și de învățătura pe care un copil al lui Dumnezeu le mărturisește. Testul al doilea ține de trăire, de moralitate. Aici este avut în vedere caracterul pe care copilul lui Dumnezeu îl pune în evidență, caracterul lui moral. Al treilea test ține de relații, de legăturile cu cei din jur, de felul în care interacționăm cu oamenii. Crezul pe care îl avem trebuie să fie întemeiat pe Sfânta Scriptură. Caracterul pe care îl cultivăm trebuie să aibă în mijloc modelul lui Isus Hristos, o viață trăită în sfințenie. Relațiile pe care le cultivăm trebuie să fie guvernate de două principii: principiul iubirii și principiul ascultării. În esență, cam acesta este mesajul pe care îl găsim în epistola 1 Ioan. În timpul pe care îl avem la îndemână, să încercăm să le dezvoltăm un pic. Primul test. Testul învățăturii. Învățătura pe care o primim, pe care o credem și pe care o mărturisim dând-o mai departe, este foarte importantă și determină mântuirea noastră. Apostolul Pavel a spus lui Timotei să fie cu băgare de seamă asupra învățăturii pe care o dă, că de învățătura aceasta ține mântuirea lui și a celor care îl ascultă. E fundamental să ne asigurăm că învățătura pe care o ascultăm și pe care o credem este de la Dumnezeu. Este foarte important acest lucru. Nu orice învățătură care se pretinde că vine de la Dumnezeu este și corectă și este de la Dumnezeu. Sunt învățături false, rezilinicitoare, care și în vremurile noastre bântuie și caută să deturneze pe oameni din drumul lor înspre mântuire în ce privește învățătura, Apostolul Ioan arată în epistola sa că în centrul învățăturii creștine se găsește Domnul Isus. El este mărturisit ca fiul al lui Dumnezeu. În capitolul 5 cu versetul 1 ni se spune, versetul 13, mai clar, cine are... V-am scris aceste lucruri să știți că voi care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Credința că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Fiul veșnic al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, cum găsim în capitolul 5, versetul 20, Iisus este Dumnezeul adevărat și viața veșnică, binecuvântat să fie în numele Lui. Ioan arată apoi că Domnul Iisus s-a întrupat, s-a făcut om, a murit pe cruce pentru păcatele noastre, în capitolul 2, cu versetul 2, prin înviere stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, capitolul 2, versetul 2, versetul 1, El într-o zi se va Va reveni cu slavă și va răsplăti pe aceia care îl așteaptă. Și peste toate acestea, ca un titlu mare, este ceea ce avem în capitolul 4, cu versetul 15, cu versetul 14. Noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul Lumii. În învățătura sa, copilul lui Dumnezeu îl mărturisește pe Domnul Isus Hristos. Iar despre Domnul Isus Hristos, aceste adevăruri menționate pe scurt sunt fundamentale. Isus este Fiul lui Dumnezeu, Isus s-a întrupat, s-a făcut om, Domnul Isus a murit pe cruce pentru păcatele noastre, Domnul Isus în vin, din morți stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, Domnul Isus într-o zi va reveni. El este Domnul. El este Mântuitorul, binecuvântat să fie în numele lui în viață. Aceste adevăruri despre Domnul Isus sunt esențiale. Ele trebuie primite, înțelese și mărturisite. Ele sunt întemeiate pe scriptură, ele vin din scriptură. Învățătura pe care un copil al lui Dumnezeu o mărturisește trebuie să se înrădăcineze în scriptură. Să vină din scriptură. De aceea este fundamental să cercetăm cu mare atenție scripturile. Este vorba de identitatea noastră în Hristos, de însăși viața noastră spirituală. Aceia dintre creștini care aruncă deoparte, punând pe un loc secundar scriptura și acordând prioritate altora și altora, se găsesc în mare pericol. Eu constat în vremurile noastre o tendință care personal mă îngrijorează. Și Domnul mi-a pus pe inimă să vă vorbesc și dumneavoastră despre această tendință. Sunt cel puțin trei, dar una în acest moment. Tendința de a pune cuvântul lui Dumnezeu un pic mai în spate decât experiențele personale cu Dumnezeu, trăirile de un fel sau de altul, experiențele spirituale într-un cuvânt. În vremurile acestea, mai ales în creștinismul evanghelic, neoprotestant, carismatic, neocarismatic, există această tendință. Experiențele sunt căutate mai înainte de a fi căutată scriptura. E importantă prorocia nu știu cui, sunt importante minunile și semnele pe care le face, străirile și emoțiile care se cultivă la un moment dat undeva. Experiențele într-un cuvânt sunt puse înaintea scripturii. Cine face așa, se găsește în mare pericol. Cuvântul trebuie să fie pus în față, experiențele vin la urmă. Cine pune experiența, miraculosul, trăirile spectaculoase în fața cuvântului, se găsește în mare, în mare primejdie. Trăim asemenea vremuri. Oamenii fug după minuni, după semne, după tot felul de e, trăiri și senzații pe care le doresc și după acest nou pe care, care nu mai satură, nu mai satură, nu mai satură. Și au ajuns să vadă că vine norii slave în biserică, un fel de praf, de aur, zic ei, la ce acolo știe Dumnezeu și ce care au cercetat, nu vrem vreme să vorbim despre asta, E încurcată prezența lui Dumnezeu cu tot felul de trăiri și cu tot felul de experiențe și oamenii au ajuns să creadă acestea cu convingere din cauza faptului că pentru ei Scriptura nu este locul unu. Cine pune cuvântul lui Dumnezeu revelat în Scriptură pe locul întâi, se găsește în siguranță. Și aici ar fi primul test. Învățătura. Învățătură din Scriptură. Aș îndemna pe fiecare dintre dumneavoastră să nu vă lăsați impresionați de oameni care vin să vă povestească experiențe cum n-ați mai auzit. Așa știu să le spună de te și mir cum s-a întâmplat. Și nu știu cum se întâmplă, și eu am avut experiențe cu Dumnezeu de toate felurile. Nu cred că este înțelept să vorbim mai mult de ele decât din Biblie. Unii oameni nu au experiență, scriptură deloc. Și măcar de ar fi, ce zic. Măcar de ar fi. Numai că o poveste povestită și repovestită de regulă se face mai lungă și mai frumoasă. Și aici poporul lui Dumnezeu să vegheze. Ce mă doare, să spun acest lucru cu un simț de responsabilitate, este că sunt frați care se plictisesc când se citește din Biblie, găsesc lipsite de relevanță, propovăduirea Scripturii și mor de nerăbdare să audă povești. Cuvântul să fie pe locul unu. Eu prefer să mă duc după un frate care mă ostenește și mă chinuie, ca abia rezist să-l ascult până la capăt, dar îmi spune cuvântul din Scriptură, decât să trăiesc senzațiile celor care relatează minuni peste minuni, minuni peste minuni, fără cuvânt. Veghere în privința aceasta. Primul test, învățătura. Al doilea test este testul moralității, al caracterului. Nu doar crezul arată cine suntem, ci și caracterul pe care îl punem în evidență. Trăirea noastră de zi cu zi. În privința caracterului, Epistola 1 Ioan ne arată că un copil al lui Dumnezeu nu iubește lumea, nu trăiește în păcat, ci trăiește ca Domnul Isus. Această vorbă este extrem de densă. Copilul lui Dumnezeu nu iubește lumea. Nu trăiește în păcat. El trăiește ca Domnul Isus privitor la iubirea lumii, nu e vorba de oamenii din lume, e vorba de sistemul de valori al acestei lumii. Lumea are o sistemul e de valori, împărăția lui Dumnezeu are sistemul e de valori. Acestea două sunt potrivnice, sunt în contradicție. Spre exemplu, în lume este promovat egoismul, autopromovarea, Spre exemplu, se zice cam așa, dacă îți place să faci ceva, fă! Nu trebuie să te reții de la nimic. Înfrânarea poftelor propovăduită de împărăția lui Dumnezeu, o mare trăsătură de caracter creștină, este băjocorită. Libertinismul, trăirea în pofte, e promovată și socotită calea spre fericire în lume. În Împărăția lui Dumnezeu nu este așa. Lumea te învață să fii mândru. Împărăția lui Dumnezeu ne învață să ne dăm întâietate unii altora. Virtutea smereniei și ascultării nu potrivește cu modelul din lume. Împărăția lui Dumnezeu ne învață să fim generoși. Dați și vi se va da. Împărăția lumii te învață să fii numai pentru tine vorba unui bătrân din România, ateu, a murit el. A zis așa, foaie verde de dai nai, ea nu da să vezi cum ai. Asta este ideologie de lume. Exemplele pot să continue. Ce înseamnă să iubești lumea? Să iubești lumea înseamnă să gândești în sistemul ei de valori și să permiți acelor valori, care nu sunt valori, dar le numim așa, să-ți modeleze caracterul să te conduci după ele. Aici e vorba de moralitate. Copiii lui Dumnezeu se conduc după valorile lui Dumnezeu revelate în Sfânta Scriptură. Ce numește Dumnezeu păcat, creștinul numește păcat. Creștinismul contemporan, confesional, a ajuns în punctul în care, într-o mare confuzie fiind, necunoscând Scriptura, aruncând-o în urma experiențelor, au ajuns să numească rău bine și binele rău. Nu ne-am fi închipuit în urmă cu, eu știu, 40 de ani, 30 de ani, că vor ajunge păstori de biserici, mișcării care se revendică a fi din tradiție creștină, să accepte căsătoriile homosexualilor. Și cred că s-a întâmplat. Și oare de ce aceste masive derapaje de la morala lui Dumnezeu? Răspunsul este simplu au pus în față experiențele și -a alăturea Scriptura și au sfârșit prin a încurca sfințirea cu mizeria morală. Vom ști că suntem copii ai lui Dumnezeu dacă ne vom separa de gândirea lumească. Apoi, e vorba de următorul pas, că se leagă precum verigile unui lanț, nu mă identific cu valorile de lume, mă uit înspre Dumnezeu, învăț de la Dumnezeu și, în privința aceasta, modelul Domnului este trăirea în neprihănire. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu nu trăiește în păcat. Ascultați, vă rog, cât de clară este scriptura. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8. Cine păcătuiește este de la Diavolul, căci Diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. De bună seamă că nu e vorba aici de cădere în păcat. Copiii lui Dumnezeu pot să cadă în greșeală. Pe tema aceasta, epistola unui Ioan este cât se poate declară, zicând așa, cine zice că n-am păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. Și în altă parte, dacă ne mărturisim păcatele, care dacă nu mai facem? Și în altă parte, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la tatălui Mijlocitor. Învățătura aici nu e că un creștin e desăvârșit ca Domnul Isus, că nu mai înfire pământească și nu mai cade nici într-o greșeală. Învățătura este alta. Copilul lui Dumnezeu însetează după neprihănire. Viața lui este orientată spre sfințire, înspre asta merge. Iar dacă se întâmplă din greșeală să cadă într-un păcat, copilul lui Dumnezeu vine la pocăință și se smerește. Să ne păzească Dumnezeu de aceia care pretind că sunt copii Lui Dumnezeu și nu sunt și sunt descoperiți în imoralitatea lor. Să ne ferească Dumnezeu de a unor asemenea oameni și de rău pe care sunt în stare să-L facă în acțiunea lor de a-și proteja numele. E clar! Dar dacă e născut din Dumnezeu și e copila Lui Dumnezeu, și cade într-o greșeală și se întâmplă un frate de credință, slujitor sau nu, să-i vorbească în dragoste, chemându-l la pocăință și certându-l pentru abatere, copilul lui Dumnezeu vine și spune, frate, Domnul mi-a vorbit prin tine, roagă-te pentru mine. Mai am și altceva, nu o știi dumneata tot. Ia-ți vreme să mă asculți și începe mărturisirea. Asta e distinția între creștinul care greșește și cel lumesc care trăiește în păcat. Lucrurile sunt mai complexe, vreme să le detaliem nu-i de ajuns. Dar, încă ceva. Și acum o atenționare. După cum la început am spus că în învățătură scriptura trebuie să capete prioritatea experiențelor, acum când e vorba de caracter sfințirea trebuie să capete prioritate harismelor și darurilor pe care le-ar putea avea cineva. Trăim vremuri în care mulți oameni se lasă impresionați de darurile unor slujitori, a unor oameni care impresionează vorbind. Pot fi buni predicatori, prorocini, buni proroci, impresionează, făcători de minuni, cântăreți de excepții atrag mulțimi prin harisma lor. Să nu confundăm retorica cu ungerea Duhului Sfânt. Și nu orice semn miraculos cu lucrarea autentică a darurilor Duhului. Biblia vorbește despre puteri mincinoase și despre Duhuri de ghicire. Ne vom da seama unde se găsesc când sfințenia va fi coordonata fundamentală a acelor oameni dacă sunt doar daruri, păcători de minuni și-au lăsat nevasta, s-au dus după alta, mai interesează de nimic, corupt financiar, trăind în promiscuitate. Sfințirea trebuie pusă înaintea darurilor. Asta și spune, de fapt, Pavel, dragostea este înainte și în centrul sfințirii este iubirea. Și acum, al treilea test, este testul relațiilor. În ce privește relațiile, epistola unui Ioan este foarte riguroasă, atrăgând atenția asupra importanței felului în care relaționăm unii cu ceilalți în sânul bisericii, în sânul familiilor și, desigur, în întreaga societate. În privința aceasta, Apostolul Ioan spune că un copil al lui Dumnezeu, își conduce relațiile după două reguli simple. Prima regulă este principiul dragostei. Al doua regulă este principiul ascultării. În ce privește iubirea? Ioan spune așa, capitolul 4 cu versetul 7. Preiubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu ca apoi în capitolul 3 să spună că cine urăște nu cunoaște pe Dumnezeu. Este un ucigaș. Învățătura pe care o luăm de aici este că în sufletul unui copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu a pus prin Duhul Sfânt iubirea. Și acum în toate relațiile pe care le are cu cei din jur, este condus de dragoste. Creștinul are milă, creștinul este bun, Este sensibil, e plin de iubire. Un copil al lui Dumnezeu nu ține dușmănie, nu face rău nimănui, nu e răzbunător. Copiii lui Dumnezeu sunt conduși de dragoste. Câteodată putem întâlni oameni mânați de niște convingeri religioase puternice în sufletele lor, dar îi încurcă adevărul cu propriile lor idei și îți dai seama că nu-i Duhul lui Dumnezeu în ce fac, prin faptul că sunt răi. Sunt în stare să-ți facă rău în timp ce te învață. Dacă nu ești de acord cu el, e în stare să-ți facă rău. Acela este duhul fariseilor, acolo este legalismă. Credința adevărată este acolo unde este Biblie curată, sfințire curată și relații guvernate de iubire. Nu numai iubire, mai este și ascultare. Apostolul Ioan spune în capitolul 4, cu versetul 6, așa. Noi suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul Adevărului și Duhul Rătăcirii. În relațiile interumane e foarte important să ai dragoste și este foarte important să ai respect față de cei din jur. Copiii lui Dumnezeu sunt învățați în lumina principiului ascultării să fie smeriți. Dumnezeu ne învață la seminii noștri să ne uităm întotdeauna de jos în sus. Mândria, aroganța, infatuarea, înfumurarea nu se potrivește caracterului creștin. Și acesta îndepărtează în relații. Putem vedea ce se întâmplă în jurul nostru. În schimb, modestia, smerenia și ascultarea apropie oameni. Ne ține la un alt, ne ține în unitate. Principiul ascultării înseamnă că recunoști autoritatea spirituală așezată de Dumnezeu asupra ta. În lume, în univers, în creație, Dumnezeu a pus principiul autorității. Principiul acesta, în esență, spune așa. Fiecare ființă are un cap deasupra. Dumnezeu a rânduit, cap peste fiecare om să existe cineva mai mare. Asta Este principiul autorității. Dacă ești elev, îi ai pe dască la școală, dacă ești copil, îi ai pe părinți, dacă ești în familie, soț, soție, vă aveți unul pe altul, în rândul la spusă de Dumnezeu. Bărbatul este capul nevestei. Și apoi, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Dacă ești cetățean în țară, e principiul acesta al drăgătorilor lăsate de Dumnezeu în țară. Dacă ești membru în biserică, Biblia spune: Ascultați de mai mari voști în Domnul și fiți le supuși. a citit din Biblie. E cuvântul lui Dumnezeu. Un creștin va recunoaște acest principiu și îl va urma. Smerenia și iubirea îi va fi de folos să poată să asculte. Acum ascultați-mă, vă rog. Când vreodată cineva dintre noi descoperă că deasupra lui nu mai e nimeni, ea numai Dumnezeu, sufletul acela este în mare primeștie. Scriptura ne învață să iubim și să ascultăm. Acesta este testul relațiilor. Îngăduiți-mi, vă rog, a treia atenționare. Tendința contemporană de a o lua înainte și pe cont propriu. Fără să se mai dea seamă de viața sa și de purtarea și de umblarea sa unii față de ceilalți. Această tendință de independență, de pornire în singurătate, de răzvrătire într-un cuvânt. Veți vedea tot mai evident și cu siguranță ați văzut și până acum oameni care nu vor să țină seama de nimeni, nu dau seama nimănui, n-ascultă de nimeni și pretind că lor le vorbește Dumnezeu. Din atitudinea lor răiese faptul că nimeni pe fața pământului, în ochii lor, nu e mai mare decât ei, decât Dumnezeu. Acesta este Duhul lui Anticrist. Copiii lui Dumnezeu trăiesc în smerenie și se recunosc unii pe ceilalți. Și aici, Aș avea un îndemn pentru toți aceia dintre noi care simțim chemare de la Dumnezeu să slujim. Țineți minte! Niciodată nu veți avea autoritate spirituală în slujirea voastră mai mare decât recunoașteți asupra voastră că au frații. Și așa stăm în siguranță. Trei teste: învățătură, caracter și relații. Învățătura e ce crezi tu despre Dumnezeu. Nimic pe fața pământului nu reflectă mai bine convingerile puternice interioare cu privire la Dumnezeu a cuiva decât caracterul lui curat și în sfințenie. Dacă tu crezi că Isus Hristos este Domnul, trebuie să te supui vorbelor Lui. Dacă zici de la gură, Iisus este Domnul meu, dar vorbele Lui le pui alături, tu ești un mincinos mare. Așa spune Biblia. Cine zice că îl cunosc și nu păzește cuvântul Lui, este un mincinos. De cât de clară este Biblia. Și atât că trăim vremuri în care oamenii de la gură spun vorbe adevărate despre Iisus, dar felul lor de viață arată că nu dau doi bani pe poruncile lui Isus. Mint, fură, comit adulter. Și ori de câte ori poftele lor sunt puse față în față cu Scriptura, pofta are putere mai mare decât cuvântul lui Isus. Și de aici se vede cine este Domn. Deci caracterul îți arată profunzimea învățăturii. Iar apoi în ce privește relațiile, nu-i nimic ca pe fața pământului care să scoată în evidență mai bine caracterul unui om decât relațiile sale cu cei din jur. Vorbă din bătrâni, toți oamenii sunt normali până încep să-i cunoști. Și când ne dăm unul de celălalt, se vede ce avem în inimă. Sunt chei, timpul a trecut. Stimați frați și stimate surori, cum putem să știm că îl cunoaștem pe Dumnezeu? Verificându-ne în aceste trei instanțe, învățătură biblică, să nu punem niciodată experiențele deasupra Bibliei, caracter trăit în sfințenie, să nu punem niciodată darurile deasupra sfințirii. Și dragoste și iubire și, și ascultare în relații, iubire și supunere în relații niciodată să nu punem eu nostru deasupra ascultării. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să fie cu noi. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Său. Haideți să ne ridicăm o picioare. Vreau să-L invit pe fratele David Pădinean să vină în față și să spună o rugăciune de încheiere pentru noi. As young people, the message was in Romanian. How do we know that we are Christ? Number one, we line up with the scripture. Number two, we live in holiness or a life of character. And number three, we have good relationships where we serve others and we humble ourselves. Let's take this attitude with us as we go on our way. Amen.